Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, în emisiunea Clepsidra de astăzi. Am invitat pe domnul Lucian Eduard Simion, reprezentantul Partidului Social Democrat Tulcea, pentru alegerile din data de 5 iunie 2016, deci spuneam candidatul la primărie al Partidului Social Democrat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule Simion, v-aș ruga pentru început să facem o scurtă prezentare a activității dumneavoastră profesionale și nu numai, dacă putem. Ce credeți că ar putea interesa telespectatorii și votanții din municipiul Tulcea? Da, e important pentru mine, pentru că la fiecare alegeri mă întrebam dacă la primăria Tulcea chiar vine un fiu al locului, un om născut, crescut în Tulcea. Pot să vă spun că sunt născut, crescut în Tulcea. Aici m-am educat, aici mi-am petrecut copilăria și aici m-am format ca om și ca, pot să spun, ca om care știe ce înseamnă administrație. Am terminat facultatea transporturi din București, repartiția a fost către Tulcea și am ținut neapărat ca și soția să vină după mine în Tulcea, așa cum se făcea pe vremurile respective, cu solicitare de prioritizare a poziției, a locului unde trebuia să vină. Am activat împreună aici pe perioadă până în momentul de față. Am lucrat, soția farmacistă, eu am lucrat în zona drumurilor naționale până la Revoluție, după care în perioada am avut o activitate destul de lungă de activitate, de o perioadă de activitate privată până în 2004. În 2004 am intrat în administrație. În administrație, chiar începând cu activitatea la Primăria Tulcea, la Direcția Servicii Publice, în calitate de director al Direcției Servicii Publice. Am pus umărul și am reușit să formez această direcție, transformat-o în societate comercială, după care parcursul meu s-a îndreptat către prefectură, subprefect, prefect al județului Tulcea, 2007-2009, după care, parcurgând examenele de definitivat în această poziție de înalt funcționar public, am ocupat poziția de inspector guvernamental al Secretariatului General al Guvernului și apoi al doilea mandat de prefect, care a fost de numai 2 ani, pentru că am preluat conducerea administrației rezervației biosferei Delta Dunării. Un parcurs administrativ destul de consistent, care, spun eu, mi-a dat posibilitatea să capăt o experiență în zona de administrație locală, dar și centrală, ceea ce m-a motivat în decizia pe care am luat-o în acest moment, să candidez la primăria Tulcea. Bun, candidați din partea Partidului Social Democrat, organizația municipală Tulcea. Bun, o să trecem mai departe, să vă întreb, sigur că va fi o campanie și sunt convins că aveți proiecte pentru municipiul Tulcea. Înainte de asta, ce notă ați da modului cum arată municipiul Tulcea la ora actuală? Undeva între, dacă ar fi să dăm note, totuși ar trebui să despărțim puțin apele, pentru că aici putem să dăm o notă pentru imagine, adică felul în care arată și aspectul orașului, mai ales pe timp de sezon, felul în care întâmpină poate turistul care vine în această zonă. Și putem să dăm o altă notă pentru ceea ce s-a întâmplat ca evoluție urbanistică și de infrastructură în orașul Tulcea. Atunci să facem o medie și la una și la alta. Sigur că dumneavoastră, dacă
câștigați fotoliu de primar, să fiți primar pentru locuitorii municipiului Tulcea și pentru turiști, dar turiștii sunt sezonieri. A, undeva în zona de mijloc a unei Bun. Note. Bun. Să mergem mai departe și să vedem cu ce proiecte veniți în fața tulcenilor și mai ales cum se pot realiza. Să știe că legislația este așa cum este. Un proiect, proiectele mari mă refer, odată gândite, odată puse pe hârtie, au nevoie de un timp de așteptare cu ghilimele până pot fi puse în practică. Și aici venim la studii de fezabilitate, prefezabilitate, venim la finanțare, venim la sursele de finanțare, venim la licitațiile de proiect și așa mai departe. Proiectele trebuie să răspundă solicitărilor cetățenilor municipiului Tulcea, pentru că la o evaluare pe care am făcut-o asupra problematicilor de interes, problemelor pe care le ridică cetățeanul din Tulcea, am văzut că pe primul loc se situează problema infrastructurii stradale, pe al doilea loc se situează locurile de muncă, pe al treilea loc curățenia, gazele și așa mai departe. Urmează o serie de probleme care au fost inventariate de institutele de sondare. Bun, eu vă propun să începem cu, hai să spunem, cu infrastructură, pentru că ați pomenit-o prima. Cu ce proiecte noi veniți ca să vadă tulceanul ce oferiți? Deci nu putem să venim cu proiecte fanteziste, trebuie să luăm în seamă strategia care există în momentul de față și aprobată la nivelul municipiului Tulcea. Este o strategie care a fost aprobată în 2014. Prevede o prioritizare a anumitor lucrări. Poate este necesar și cu siguranță am găsit necesar să intervenim și cu alte proiecte, însă trebuie să avem o fundamentare foarte bine. Știm tot în același timp că nu putem să finanțăm un proiect dacă nu e prins în strategia de dezvoltare a municipiului. Din această strategie, dacă ne uităm la instrumentul pe care îl avem acum de finanțare, și instrumentul este ITI, el asigură prin programul operațional regional o sumă destul de frumușică de bani, în jur de 120 de milioane de euro puși la dispoziția municipiului Tulcea pe diferite direcții, pentru reabilitare, refacere străzi, pentru alei pietonale și spații verzi, pentru trotoare, pentru anvelopare de clădiri, pentru sisteme de monitorizare a traficului, deci din zone destul de diverse și care răspundă atât strategiei cât și necesităților urbei. Dacă revenim clar numai la zona de infrastructură, e clar că aici trebuie să ne axăm pe refacerea tramei stradale. S-a intervenit de foarte multe ori, în numeroase locuri, pentru diferite rețele de canalizare, de gaze, de apă și străzile arată cum arată. Trebuie un proiect integrat în care întotdeauna când se atacă refacerea unei străzi, să atacăm și refacerea infrastructurii stradale. Undeva, dacă nu le punem în ordine toate aceste lucruri, vom perpetua această situație an mulți de acum încolo și nu vom avea niciodată străzi și trotoare ca lume. După care ne uităm la ce înseamnă zona de deplasare a pietonilor. Trotuarele s-au restrâns foarte mult, mai ales în zona centrală, și am făcut loc parcărilor. Pe unele zone am ajuns chiar să circulăm în șir indian. În alte zone am ajuns cu copacii în mijlocul parcărilor, deci le-am scos în drum. Cred că trebuie puțin să aerisim zona centrală și ca atare o măsură în acest sens sunt parcările pe care trebuie să le gândim poate etajate în interiorul cvartalelor de blocuri. Sunt câteva poziții care unele au fost prinse, unele nu, ca proiecție viitoare în strategie, pe care cu siguranță le împărtășesc
și vom încerca să le dezvoltăm și să le realizăm cât mai repede, pentru ca o arteră deschisă, curată, de sus, de la intrare în Tulcea până în zona centrală, cred că ar da altfel în condițiile în care am realizat parcări în interior. Domnule Simion, acum sunt două probleme. Una este cea legată de, în legătură cu parcările, cea legată de sezonul estival, când Tulcea este sufocată de mașini, și numai Tulcea, multe orașe din România sunt sufocate. Și a doua este cea din celelalte luni, hai să spunem că sunt 4 luni pe an mai pline, când Tulcea este plină de turiști, oameni care pleacă spre Delta, vin dinspre Delta, își parchează mașinile și este normal să fie așa. Cealaltă este legată de mașinile proprietăți personale sau ale instituțiilor, din locuitorilor și instituțiilor din municipiul Tulcea. Deci sunt două lucruri distincte. Pentru restul anului, de cele 8 luni, și așa nu sunt parcările suficiente. Deci cum ați gândit să o rezolvați, ca să nu mai spun că vara e jale? Da, exact, ceea ce spuneam, parcarea etajată și în special în zone care permit acest lucru. Și ar fi o zonă avută în vedere în apropierea gării CFR, o altă zonă avută în vedere în zona pe Greta, altă zonă fostul tribunal, pe Babadag, la fel în spatele blocurilor la intrare. Sunt câteva zone care sunt luate în atenție, dar pe care va trebui să intervenim să facem aceste parcări etajate, cu facilitățile de rigoare create pentru locuitorii zonei, pentru ca să înțeleagă să parcheze mașina în aceste locuri Bun, special eu vă înțeleg. amenajate. Pentru turiști, și aici va trebui să ne gândim foarte bine, pentru că avem o zonă foarte aglomerată, zona BAC, unde am putea să, realizând o parcare păzită, asigurată și etajată, să poată să-și lase mașina pentru a pleca mai departe cu embarcațiunile în Delta. În zona centrală, pentru că e foarte greu să impui turistului să ducă mașina cine știe unde la capătul orașului și el să se urce în vapor de pe faleză, și atunci în zona centrală trebuie avut în vedere o parcare etajată. Deci undeva aici avem nevoie de un nou studiu de trafic și un studiu de pentru chiar eficiența realizării acestor parcări. Lucru care ne va da poate și anumite indicații referitoare la semaforizare, la sensuri giratorii. Mai sunt sensuri giratorii de realizat și trebuie să realizate în zona PECO, la intrare, poate jos în zona Egreta. Deci toate acestea trebuie reluate pentru un studiu de specialitate. Revin puțin la parcări și v-aș întreba, sigur că e o idee, Tulcea este destul de înghesuită și înghesuită și dintr-un motiv pe care nu mai vrem să-l amintim. Înainte de 89, atât se spera că se va dezvolta orașul și atunci strada Isaccea, care a fost construită ca o străduță, nu e un bulevard. Poate că dacă era un bulevard mai larg, permitea un trafic mai bun. Dar revin la parcări și vă întreb dacă realizați aceste parcări în spatele blocurilor, în kvartale, nu deranjează populația din zona respectivă? Vor fi acolo parcările normale ale cetățenilor, ale proprietarilor de mașini, plus impactul sonor, să-i spunem așa, audio. Și în față cred că deranjează dacă sunt Este corect. parcate, plus traficul care este pe artera principală. Deci trebuie să găsim o soluție care să împace pe toată lumea. O să ne asumăm, o să comunicăm cu cetățenii pe zone, o să creăm facilități pentru cei care sunt poate deranjați de un asemenea impact, și atunci cu siguranță trebuie găsită o soluție. Nu vrem să impunem sau să spunem cetățeanului că așa am decis noi, sub nicio formă. Sunt adeptul comunicării și adeptul unor evaluări prin discuții cu cetățenii. Dar
Ați amintit de traficul foarte ridicat, mai ales în perioada de sezon. Undeva trebuie să ne gândim și este în planul meu de a repoziționa variantele de intrare în Tulcea. Ar trebui să fructificăm cele două variante existente în momentul de față, drept străzi ale municipiului, și să creăm două variante care să aibă dublu scop. Unul, ca să scoată traficul greu din zona destul de apropiată de centru, pentru că Tulcea este un oraș mic, și în același timp să dea posibilitatea unei dezvoltări viitoare urbanistice prin extinderea municipiului. Și aici discutăm de varianta care pleacă din DN22, artera care vine de la Constanța, drumul național care vine de la Constanța, poate reușim să o coborâm prin zona Gării de Mărfuri, și cealaltă variantă care leagă Agigheolul, tot la fel, din apropierea podului de fier. Aici vom da posibilitatea ca terenurile din sud vii, stânga-dreapta drumului național, să ne putem gândi la un proiect integrat de punere în valoare și de extindere urbanistică. Să nu uităm că majoritatea terenului de acolo este în momentul de față teren privat. Și trebuie să găsim o soluție și să dăm soluții pentru a putea să se construiască și să se extindă orașul. Avem în vedere și alte zone care trebuie modernizate, trebuie să le dăm efectiv aspectul unor cartiere, pentru că sunt multe probleme cu care acestea se confruntă în acest moment, pornind de la statut juridic al drumurilor de acces, continuând cu rețeaua și infrastructura existentă în aceste cartiere. Undeva trebuie să intrăm, dacă pot spune și noi, în rândul lumii, ca în momentul în care dai drumul la construcție într-o anumită zonă, să ai un plan urbanistic zonal cu drumuri de acces foarte bine conturate și cu o infrastructură la care, normal și de drept, ar trebui primăria să se implice și să realizeze această infrastructură, și atunci, cu siguranță, ceea ce se va dezvolta va avea clar, va respecta regulile de urbanism. Da, și ar mai trebui ceva, dar asta ține deja de conștiința oamenilor, că există deja o sintagmă care se atribuie șoferilor: dacă pot să intre cu mașina direct în magazin. Toți vor să bulucesc la intrarea în magazin. Aici ține de conștiința cetățenilor. Spuneați mai devreme și despre locuri de muncă. Primăria are și nu are atribuții în acest sens. Dar bănuiesc că aveți un proiect, un plan pentru acest deziderat. Sunt două componente ale acestei discuții și pot să spun că atâta timp cât am fost pe poziția de prefect, am reușit să am o comunicare chiar foarte bună cu tot ce înseamnă mediul economic din municipiul Tulcea. Lucru care eu, de pe acea poziție, l-am simțit ca lipsând primăriei, ca și administrator local. Cred că aici ar trebui să se facă mai mult. Cred că ar trebui să se comunice mai mult cu mediul de afaceri, cu mediul privat, cu întreprinderile mari, cu investitorii străini, pentru că interesul nostru este să ținem locurile de muncă aici și să creăm locuri de muncă. Asta referitor la locuri de muncă care se adresează unui personal calificat. Adică relațiile și legăturile pe care le am în momentul de față în sistemul de administrație și la vârf îmi dă posibilitatea să fiu o persoană foarte informată, o persoană care are conexiuni în zona camerelor de comerț ale României și ale mediului de afaceri bilateral, a camerelor de comerț bilaterale. Cred că organizând la nivelul primăriei un birou, un serviciu de relații care ar putea să folosească și să promoveze
toate oportunitățile pe care le oferă municipiul Tulcea ar putea să atragă aici investitori. Discuții în acest sens am avut și cu președinții celor două camere, am avut și cu reprezentanții ai ambasadelor. N-am știut să ne vindem foarte bine potențialul local. Eu am făcut o încercare, poate de unii, doamne, e timidă, foarte timidă încercare. Am reușit să adun într-un ghid de oportunități, cât am fost pe poziția de prefect, în jur de 20 de oportunități ale județului. De la municipiu n-am primit, în momentul în care am solicitat, decât două oportunități. Un centru social și al doilea, chiar nu mi-aduc aminte. Eu vă întreb, revenind puțin la tematica asta, bun, locuri de muncă. În momentul în care vorbim de locuri de muncă, sigur că sunteți interesați cu toții din administrație să vedeți care este rata șomajului și ce procent poate fi înghițit de, eu știu, de economia de piață. Unde credeți că stă Tulcea rău în sensul acesta? În ce fel de, eu știu, întreprinderi private? Că bănuiesc că toate vor fi private, nu vor fi de stat. Nu mai încărcăm aparatul de stat. Mai e cea de-a doua componentă foarte importantă și dați-mi voie să răspund, cea care, la care mă gândesc să asigurăm un număr de locuri predictibil pentru cei care sunt marginalizați, pentru cei care sunt în ajutor social, pentru cei care au un anumit, au anumite dizabilități, și lucrul acesta se poate rezolva prin așa numitele întreprinderi sociale. În Europa au început să capete un avânt astfel de întreprinderi, nu fac decât să pună în valoare potențialul local, și aici o astfel de întreprindere poate să desfășoare două tipuri de activități, o activitate de producție și vânzare, cum sunt legume, flori, împletituri, artizanat, și o activitate de prestări servicii, în care se pot presta anumite servicii. Ori știm foarte bine că numărul de locuri care se adresează un astfel de categorii la nivelul municipiului este foarte mic raportat la numărul persoanelor care sunt asistați social. Ca atare, trebuie să ne gândim la a transforma această asistare statică într-o asistare activă. Ca atare, are potențial primăria, mă refer la terenul care s-ar preta pentru așa ceva, se pot face structura, se pot construi structurile respective, structuri care sunt pe principiile unei societăți comerciale și pot asigura un număr consistent de locuri de muncă. De altfel, rezultatele muncii acestor persoane pot fi puse în valoare tot la nivelul primăriei, la cantina socială, în zona de înfrumusețare a orașului, în zona de desfacere a produselor tradiționale și așa mai departe. Deci, astfel de întreprinderi funcționează și în România, sunt finanțate și se fac pe finanțare europeană, numai să fim în stare și să marșăm la o astfel de idee. Bun, acum îmi vine în minte și nu are legătură cu ce a spus dumneavoastră, dar hai să o amintim. Sunt situații în care România a trecut prin inundații, prin tot felul de zăpeziri, în care cei cu asistații sociali, să le spunem așa, erau la bodega din sat, bun, și așteptau să vină armata să-i scoată de acolo, să-i dezăpezească, să le ia animalele din bătătură, să-i scoată din case, după care s-au întors la locurile lor. Nu este cazul aici, dar am spus-o așa ca butaforie. Cum credeți că puteți să-i determinați pe cei care sunt asistați social și care nu vor să muncească? Și aș mai adăuga o întrebare aici. Există totuși, în ciuda faptului că există un șomaj, există cetățeni care nu vor să muncească. Adică nu, chiar dacă există oportunități pe piața muncii, nu vor să se încadreze. În afară de cei care, să spunem, au fost mai buni în meseriile lor și au plecat să lucreze peste hotare,
în locuri mai bine plătite și mai atractive din acest punct de vedere, dar sunt cei care nu vor să muncească. Și eu vă spun că vin la mine tot felul de anunțuri, că angajează, dau anunțuri câte o lună, câte două luni și sunt oamenii, nu pot să creadă că nu vor să vină să angajeze. Nu știu, aici cred că avem un deficit de personal calificat. Nu este simplu să poți să-l acoperi cu necesitățile pe care le prezintă, le solicită piața muncii în momentul de față, chiar și în Tulcea. E o chestiune pe care se rezolvă în timp, pentru că trebuie modificate, știu, opțiunile de pregătire în cadrul școlilor din Tulcea. Și să nu uităm. Bun, că e pe termen lung asta, nu e pe clar. Termen lung. Pe moment, sau mediu, hai să nu spunem lung. Vă spun că sunt persoane care nu de puține ori au venit și la mine la prefectură, în audiență și mi-au solicitat locuri de muncă. Însă este foarte greu pentru calificarea pe care o au să le poți oferi locuri de muncă. Și majoritatea persoanelor care doresc să muncească sunt din această categorie. Cei care probabil se descurcă în termeni... Am pus ghilimelele. Da. populari, cei care se descurcă, într-adevăr, vor fugi de responsabilitate, vor fugi de muncă, vor căuta tot felul de portițe ca să ia ajutorul social, trimițând rudele, trimițând părinții, copiii să muncească chiar în locul lor, pentru că altfel nu se ia ajutorul social dacă nu prestează un număr de ore, dacă pot. Dacă nu pot să se deplaseze, sunt nedeplasabile, bun, clar, aici nu discutăm altă. De cei care nu pot. Nu, încercăm... Încercăm să respectăm regulile pe care le impunem și încercăm să dezvoltăm și să folosim aceste reguli în mod constructiv. Nu știu, poate cu mai multă insistență sper să avem succes, însă venim cu oferta și după care analizăm și tragem concluzii. Bun, mergem puțin mai departe, vorbim despre curățenie, cu atât mai mult cu cât ați fost directorul serviciului an de zile. Știți specificul Tulcei că este destul de complicat și cu dealuri și cu străduțe înguste și cu zone, și aici umblăm și puțin la conștiința oamenilor care aruncă tot ce le vine în mână, tot ce nu le mai trebuie aruncă pe stradă. Sunt unii care vin și culeg dacă sunt fiare sau hârtii sau peturi, dar restul rămân și dau aspectul orașelor din România, să spun așa, nu numai în Tulcea. Da, pe această zonă avem nevoie de o schimbare de optică sau, mai bine spus, de un program de înnoire și modernizare. Avem un parc învechit, foarte vechi, de peste 15 ani. Vă referiți la parcul de mașini de corectat? Sunt principalele instrumente, scule, cu care îți faci treaba și poți să o faci mai bine sau mai prost, în funcție de ce infrastructură în mecanică ai la dispoziție. Ori aici trebuie intervenit. Trebuie să gândim un alt sistem de colectare. Să nu uităm că în România, chiar l-am văzut la Slatina, în București și în alte orașe mari ale țării, s-a trecut pe sistemul de colectare subteran. Adică coborârea containerelor în subteran și astfel încât să evite în zona respectivă să mai apară devastări și gunoi împrăștiat, miros persistent și câini și așa mai departe. Deci se poate salubriza și curăța o astfel de zonă în acest mod. Trebuie gândit și acest lucru, se practică și nu sunt costuri deosebite în sensul ăsta. După aceea trebuie avut în vedere sistemul de recuperare, de colectare selectivă. S-a încercat în ultimii ani să se facă să performeze în această zonă. Nu știu dacă s-a reușit în măsura în care și-au propus cei de la Direcția de Servicii Publice, dar se vede cu ochiul liber că mai este loc și este loc suficient de a
colecta selectiv. De ce oare olandezii folosesc în momentul, mi-aduc aminte că în momentul în care eram director la servicii publice, am fost și am adus în jur de 5.000 de pubele donate de orașul înfrățit al nostru în Olanda, Aalborg. Pubele erau noi. De ce ne-au fost date gratuit? Pentru că ei și le-au înlocuit atunci, deci acum 7 ani, 8 ani, cu pubele cu chip, în care fiecare mașină prelua chipul de la pubela familiei respective și înregistra direct cantitatea pe care o preda. Dacă în cantitatea respectivă familia și-a asumat să lase peturi și să lase tot felul de alte materiale care se puteau fi recuperate, plătea la cantitate. Dacă le selecta, tot ce era selectat era luat gratuit. Deci, iată sisteme care cred că poate să ne ajute și pe noi în condițiile în care performăm pe concepția serviciului. Bun, avem probleme. Este un oraș cu multe dealuri, cu multe străduțe în pantă, dificil de monitorizat. Dar asta nu e imposibil să poți să ai un sistem de management mai performant. Să poți să ai un sistem de monitorizare GPS al mașinilor care se deplasează, ale tale de gunoi, să vezi dacă sunt eficiente. Să poți să ai serele tare în care să-ți faci producția de flori și să nu apelezi la consumând din banul public miliarde prin achiziție. Să poți să ai un sistem mai competitiv de curățenie pe timp de iarnă și îndepărtarea gunoi, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare. Asta ține de management, ține de organizare până la urmă. Discutam cu un coleg de-al meu și am spus, domnule, majoritatea șefilor de echipă pe care i-am lăsat în urmă au ieșit la pensii. Lucru care se vede. Deci oameni cu experiență care au fost și după ce am plecat, am remarcat acolo că 3-4 ani de zile pe niște programe clare lăsate în urmă și respectate ad literam, nu apăreau mari diferențe. Dar în ultima vreme chiar începe să lase de dorit. Dar trebuie să o spunem răspicat aici și eu îmi permit asta, dumneavoastră probabil în calitate de candidat la primărie nu puteți să spuneți asta, dar este vorba de o categorie de oameni care au performat 40-50 de ani în meseriile lor, în funcții chiar de semiconducere, de maestri, de șef de echipă, de nu știu ce, lucruri care cei care au venit în locul lor mai tineri nu au aceeași dăruire, să spunem așa. O ultimă întrebare pentru această emisiune este cea legată tot de subiectul despre care ne facem vorbire, de groapa de gunoi a orașului. Existau niște proiecte pe vremuri, am înțeles că și există foarte multe lucruri de transformat în această zonă de discuție despre o groapă de gunoi care să și producă, să și poată fi și eficientă, în așa fel încât să se scadă cheltuielile cu colectarea gunoiului. Da, sunt câteva proiecte care ar fi trebuit implementate. S-a încercat să vorbim despre ele cu captatoare de gaz, cu sisteme care ar putea să creeze, pe de altă parte, folosită în producerea de energie electrică sau în diferite sisteme de încălzire. Într-un cuvânt, ar produce un beneficiu care ar putea să ducă implicit la scăderea... Bun, asta înseamnă tehnologie. Înseamnă tehnologie, înseamnă investiție. Înseamnă poate nu neapărat din banii publici, ci poate fi externalizat o astfel de investiție, pentru că totuși înseamnă proiecte europene, pentru că se pot chiar o primărie poate să facă un astfel de proiect. Și aici știm bine că se discută de ceva timp despre reconversia în zona termică.
unde prin producția de energie electrică și de căldură ar putea să ducă la o reducere a prețului pe gigacalorii. Dar revenind la depozitul ecologic, într-adevăr, trebuie selectate înainte produsele care pot fi reutilizate. În urma acesteia trebuie contorizat undeva o redevență pe care primăria o poate mai departe introduce în tariful acesta care se impune cetățeanului, adică să o scadă. Și discutând despre tariful pe care îl plătește cetățeanul în Tulcea, mă refer la taxa de habitat, nu uităm că e una dintre cele mai mari din această zonă. Eu cred că aici se mai poate umbla printr-o analiză atentă asupra componentelor din preț, atât la extinde baza de încasare, mă refer, în momentul de față se încasează de la sub 60.000 de persoane. Cu o performanță mai bună și crescând numai cu 10%, se poate produce o scădere a prețului cu 15%. E un calcul care se poate face și ne duce. Deci, dacă încasăm mai bine, atunci putem să reducem și prețul mai mult. Deci, sunt, de altfel, toate aceste taxe, toate aceste tarife impuse cetățeanului vor trebui trecute printr-un audit și trebuie justificată activitatea, pentru că multe sunt unele servicii care au fost externalizate și care produc mai multă cheltuială decât ar fi produs înainte, când erau servicii proprii. Am înțeles. Să încheiem aici prima noastră participare. Astăzi am vorbit despre proiectele domnului Lucian Eduard Simion, candidatul Partidului Social Democrat pentru fotoliul de primar al municipiului Tulcea, și am vorbit aici despre infrastructură, locuri de muncă și curățenie. Sper că în curând să ne revedem și să realizăm cu dumneavoastră alte proiecte pe care le propuneți tulcenilor. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la această clepsidră. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici încheiem clepsidra de astăzi. Ne revedem!